Dragi sibieni, dragi români, dragi iubitori de teatru din toată lumea, este 5 martie, ziua în care s-a născut Radu Stanca. În 1920, la Sebeș. Este patronul spiritual al Teatrului Național Radu Stanca, creatorul noului teatru în secolul 20 în Sibiu, care a primit o stea pe Aleea Celebrităților pentru opera sa dramatică, pentru activitatea de actor, regizor, poet, eseist, animator, precum și ca lider al cercului literar de la Sibiu. Una din cele mai importante mișcări literare pe care România a avut-o vreodată. Generația domniei sale, numită generația pierdută, pentru că a fost repede lichidată de teroarea comunistă, a fost o mișcare inițiată de Lucian Blaga, împreună cu Universitatea de la Cluj, care s-a mutat în 1942 la Sibiu. Datorăm lui Radu Stanca, conservatorul popular, teatrul care s-a înființat, secția germană înființată în 1956, iată un român care s-a bătut pentru teatru german, respectând tradiția teatrală care vine de multe secole aici în Sibiu pe linia teatrului german. Radu Stanca, care din păcate a fost izgonit din Sibiu. Dragi sibieni, e important să dăm un semn că valorile trebuie respectate. Abia în 2020 am reușit să punem o statuie a lui Radu Stanca aici, în fața actualului teatru, în spațiul verde. Facem o plecăciune astăzi marelui poet, marelui inițiator, cel care a făcut pentru prima dată și cred că a fost unul din foarte puținii regizori și artiști care a gândit o comedie în alb-negru, a făcut Scrisoarea pierdută în alb-negru. În istoria Aleii Celebrităților sunt numai două personalități care au fost acceptate de a fi pe alee după ce au trecut în nemurire. Este vorba de Martin Hochmeister, fondatorul primului teatru aici la Sibiu, și de Radu Stanca. Este, dacă vreți, o punte în timp între teatru german și teatru român, și ca oameni care iubim comunitatea, trebuie să găsim acest limbaj al continuității și al respectului pentru cei care au creat frumusețea înaintea noastră. Radu Stanca. Fac reverența cuvenită și mă retrag din adunare. O altă umbră mă invită, stimate umbre, salutare. Nu încercați la despărțire să încrucișați cu mine spada, niciunuia că plec, nu-i pese. De acum am rupt-o cu balada. Eu plec acum în altă parte, la alt banchet, unde e mai bine. Eu plec acum la Doamna Moarte. Acolo se cinstește bine, acolo se servesc bucate, ca în altă parte nicăierea. Tăceri de foc, nemăsurate, grimaze, ce înspăimântă firea, iar la sfârșit amfitrioana, ea însăși îți aduce vinul care îți deschide larg nirvana, care îți alină în chinuri, chinul, deci reverența cuvenită. Și mă retrag din adunare, o altă umbră
mă invită. Stimate